Un cuplu a stabilit un adevărat record pentru cea mai scurtă căsătorie după ce au decis să divorțeze imediat cum s-a terminat dansul mirilor. Cântecul ales de mireasă nu a fost pe placul familiei mirelui, ceea ce a provocat o ceartă între tinerii căsătoriți. Melodia aleasă a fost Misaitara, care în traducere înseamnă sunt dominant sau te voi controla. Versurile piesei au fost însă luate mult prea în serios de familia Mirelui, care a contestat alegerea tinerii Mirese. Melodia a stârnit polemica între cele două familii, care s-a încheiat cu un divorț după doar câteva minute de la căsătorie. Se pare că în timp ce Mirasa dansa pe cântec și se bucura de nuntă, familia Mirelui nu a fost impresionată, ceea ce a dus la izbucnirea conflictului dintre cele două familii. Mirele a declarat că s-a simțit profund jignit de muzica în cinstea lui. Imediat ce nunta s-a terminat, a cerut divorțul. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru în timpul unei nunți. Un alt cântec a dus la un alt divorț, în Iordania, anul trecut. Divorțul reprezintă actul de desfacere a unei căsătorii în mod legal. În România, aceasta se poate realiza printr-un proces, urmând dispozițiile codului civil al României. În măsura în care există copii ca urmare a căsătoriei, se pune problema acordă. Custodia, asupra minorului. În acest caz, se formează o familie de tip monoparental, în care minorii locuiesc cu unul dintre părinți.